De-aia nu mai reacționezi, nu mai judeci când ești stresat. Mi-ați dat o idee foarte bună și timpul, eu sunt stresat de timp. Stai că mai avem un telefon, da. E ultimul. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule doctor! Spuneți, vă rog. Mă numesc Stan Constantin, de la Oprișorul. Da, spuneți. Domnule doctor, aș avea și o întrebare la dumneavoastră, că dumneavoastră faceți niște emisiuni frumoase și foarte bine că le faceți așa și vă mulțumesc pentru așa ceva. Dar vreau și eu să invitați pe domnul doctor ăsta bun de la noi din comună, că noi suntem din Prisăceaua și de 20 de ani nu l-am văzut la noi din Prisăceaua. Nu l-ați văzut și vreți să-l vedeți la televizor. O să-l invit. Să ne omoare. Nu că nu l-am văzut, îl vedem personal, dar nu vine să ne facă câte o vizită. Odată pe săptămână vinerea are, nu avem asistentă. Nu avem medic să ne dea și nouă câte o rețetă, că de dânsul știu că nu ne face tratament, dar o asistentă să ne controleze, să ne dea și nouă, avem 7 km, nu avem autobuz, nu avem nimic, suntem oameni bătrâni. Am înțeles și o să... Și... Vă rog frumos! Am înțeles și vă promit că l-aduc. Bine? Bună seara! Așa. Da, continuăm ideea, sigur oamenii au o mulțime de probleme. Așa e. Ce a spus dumneavoastră este extrem de importantă ideea. Așa. Și aici ar fi de punctat două lucruri. În primul rând, când suntem într-un stres continuu, stresul e un lucru bun până la urmă, pentru că ne ajută să ne salvăm viața într-o situație urgentă. Normal. Dar este obligatoriu să ieșim din stres și să readucem sângele în interior, la nivelul organelor viscerale, ca să creștem în continuare. Altfel, ele vor intra în tot felul de probleme. De stomac, de ficat, de inimă și așa mai departe. De-aia te îmbolnăvești când e stresat. Da, asta e o explicație. Da. Nu au sânge, n-au cu ce. Și atunci, la nivelul creierului, fuge sângele din zona prefrontală, rațională, decizională, în zona inferioară reactivă, creierul emoțional. Și atunci, acești neuroni prefrontali, dacă îi privăm de cantitatea de sânge suficientă, să nu uităm că neuronii depind 100% de glucoza și oxigenul din sânge, ei în câteva săptămâni mor definitiv. Și începem să pierdem neuroni. Și rămânem doar oameni reactivi, oameni bântuiți de patimi. Nu mai știm, nu mai înțelegem, nu mai avem cu ce, practic. Normal. Pe de o parte, asta ar fi o idee, să încercăm să renunțăm la cât mai multe emoții negative ca să ne se îmbunătățească viața, măcar să păstrăm ce mai avem din acei neuroni. Corect. Și al doilea, trebuie să spunem că noi ne formăm mental, să zicem, deși e puțin forțat, și aici tot profesorul Lipton povestea, în cele 9 luni, în pântecele mamei. Dar el spune așa, că noi începem să existăm înainte de a se împreuna spermatozoidul tatălui cu ovulul mamei. Prin ceea ce simte fiecare din părinții noștri cu săptămâni, luni înainte, se produce un fenomen numit impregnare genomică și care va configura caracterul și personalitatea viitorului pui de om. Și atunci, adică iubirea, pacea, armonia exact, dintre cei doi membri este obligatorie. Determină un organism sănătos să apară, să se nască. Da. Corect. Altfel. Și aici și este lucrul care se întâmplă și îl vedem vizibil. O să iese generații de copii, deci s-a făcut experiment. Șoareci, femele șoareci gestante, ținute în condiții de stres, au dat naștere unor pui care aveau creierul deformat. Era foarte dezvoltată la emoțional, care este predispus spre violență. Da. Spre reacții emoționale, non-raționale. Corect. Și atunci, dacă noi nu știm să gestionăm, profesorul Lipton avea cuvântul pe care eu încerc să nu-l uit. Responsabilitate. Trebuie să devenim responsabili de viața noastră. Corect. Nu altul este responsabil de viața mea, eu însumi sunt responsabil de viața mea. Și bineînțeles a urmașilor mei. Dacă eu întrețin o atmosferă negativă la mine în casă, copilul meu va avea de suferit încet și sigur îl voi transforma într-un animal violent. Normal. Asistăm datorită acestei nebunii, acestui stres, în continuu, întreținut, inclusiv de televiziune, la apariția unor generații de copii din ce în ce mai violenți. Vezi violența din școli. Violența din școli, violența pe stradă, violența la televizor, peste tot violență. Asta are ecouri fizice în creierul generațiilor următoare. Noi, spunea un profesor britanic, că omenirea se află în fața celei de-a șasea opțiuni. Până acum au fost 5 mari extincții datorită unor fenomene extraterestre.
climatice și așa, care au dus la dispariția unor mari specii, număr mare de specii. Ei bine, suntem în a șasea situație de genul ăsta, dar de data asta vor dispărea foarte multe lucruri vii de pe fața Pământului, foarte multe ființe vii datorită omului, care nu mai este responsabil, nu mai știe ce se întâmplă cu viața lui. Și ăsta, de fapt, era mesajul cel mai important al profesorului Lipton, să redevenim responsabili și să nu uităm că noi facem parte, exact cum spunea și Manuela Vasilescu, extrem de frumos, noi suntem o singură ființă pe fața Pământului. Până la urmă, un lucru extrem de important care i-a dat dreptate profesorului a fost proiectul genomului uman, în care s-au investit miliarde, au fost mai multe țări care au participat și în loc să descopere 120.000 de gene, au descoperit doar 23.000. Care erau cât la furnică? Sau care la erau cât la un vierme. A, la viermele plat sau nu știu ce da, vierme un vierme. Da, și viermele și omul complicat, au același număr de gene. Da, viermele având doar 969 de celule. Da. N-are sistem nervos, n-are ochi, n-are picioare, n-are nimic. Da. E o formă primitivă. Am înțeles. Asta spune așa, concluzia celui care a condus proiectul și a și luat premiul Nobel, că este foarte greu să mai înțelegem care sunt deosebirile dintre specii. Noi suntem o singură ființă vie. Am înțeles. Și atunci, fie trăim împreună, fie murim cu toții, definitiv. Lipton a spus așa, este o nebunie să acumulezi bani ca disperatul. Este o nebunie. Vom trăi împreună, mi-a spus când a plecat din București, ziua, în timpul așa vieții noastre, când banii nu vor mai deveni importanți. Va fi altceva, mult mai important. Am înțeles. Dane, eu îți mulțumesc foarte mult pentru vreau lucrurile deosebit. Vreau să-i mai încă o dată și prietenul așa meu, care probabil că ne vede, Sorin, multă sănătate și este un erou. Păi sunt convins că este un erou pentru că a crezut și uite, da, probabil asistăm la încă un caz de remisie a cancerului. Cu siguranță. Și de vindecare extraordinară. Nu e singurul, sunt foarte mulți. Sigur că da. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Peste vreo câteva 2 sau 3 săptămâni, iarăși vom continua acest ciclu de inteligență a celulei cu Dan Alexoaie și sfatul meu este totdeauna miercurea la 6 și 5 minute să urmăriți aceste emisiuni pentru că sunt deosebit de utile pentru dumneavoastră toți cei care ne urmăriți. La revedere pe miercurea viitoare. La revedere.